Nu există putere mai mare în lumea modernă decât banii. Banii declanșează războaie și asigură bunăstarea unor țări și regiuni întregi. Majoritatea covârșitoare a infracțiunilor sunt comise din cauza banilor sau cu utilizarea acestora. Banii sunt organizații de societatea modernă și de stat. Viața oamenilor moderni, a statelor și a întregii comunități mondiale este subordonată banilor. Banii sunt o realizare remarcabilă a umanității. Au creat civilizația modernă. Fără bani, o persoană s-ar mai îmbrăca în piei de animale și ca forță de muncă ar folosi animale sau felul lor transformate în sclavi. Odată considerați că lumea se învârte în jurul banilor? Sigur că da. Sigur, nu ai bani. Nu ai lumină, nu ai apă, nu ai pâine, nu ai medicamente. Totul se rezumă la bani. Da. Da, cred acest lucru că, într-adevăr, totul se învârte în jurul banilor, da. Dar sunt anumite, cum să vă spun eu, anumite persoane care consideră că sufletul și spiritul e mai puternic decât banii. Dar nu sunt mulți, ăsta e necazul nostru, că sunt foarte puțini. Aici e necazul, fiindcă pe toți îi interesează numai și numai și numai banii, banii, banii. Nu îi mai interesează, uită de spirit, uită de suflet, uită de inimă, uită de absolut tot. Asta e problema. Dumneavoastră considerați că mai există lucruri care nu pot fi cumpărate cu bani? Da, mai există. Să știi că mai există. Dar sunt puțini și puține. Asta e problema. Banii nu aduc fericire, o zicală valabilă în toate limbile și pe toate continentele. Totuși, dacă am avea mai mulți bani, probabil am fi mai fericiți. Iubirea, spiritualitatea, satisfacțiile, sensul vieții sunt toate lucruri considerate mult mai importante decât banii atunci când vine vorba de fericire. Cu toate acestea, sunt mulți oameni care vor mai mulți bani decât cei care vor să găsească sens în viață pentru a fi fericiți. Deci banii aduc sau nu fericirea? Dacă are nevoie de bani, și normal că se învârte. Da. O cameră, unde să dormi, o bucătărie unde să gătești și o baie unde să poți să-ți faci necesitățile. Asta e părerea mea acum la vârsta asta mea. Și cred că toți ca mine, și bineînțeles care au muncit și gândesc, că nu dor fratele meu în 6 case. Nu te speli fratele meu la 6 băi. Nu stai în 6 mașini. Dacă banii ar fi cei care aduc fericire în țările lumii a treia, unde oamenii trăiesc cu mai puțin de 5 euro pe zi, ar trebui să fie cu toții deprimați, dar nu este așa. La polul opus, în țările bogate, majoritatea oamenilor ar trebui să fie fericiți, dar nu este așa. Cu toate acestea, ne dorim cu toții să trăim o viață fără a aduce grija banilor.